v-am găsit în garderoba mea. Aici veți vedea o mică parte din ea, chiar dacă nu-mi plac stofele și ținutele care se șifonează, oricum scena necesită și viața de zi cu zi oricum necesită și unele stofe naturale. De ce eu întotdeauna îl iau cu mine pe Rovus, care în câteva clipe mă ajută să-mi aduc ținuta în ordine și imediat vă arăt cât de simplu se întâmplă. Ceea ce îmi place la Rovus că este sigur și în special stau fără grijă că rochia de mătase nu se va arde, nu se va topi, astfel cum poate să se întâmple cu alte feruri de călcat. Între timp se întâmplă foarte repede toată procedura aceasta și pot să fac și o mică repetiție în acest răstimp. Don't make me close one more door, I don't wanna hurt anymore. Are câteva accesorii care mă ajută, iată aici aveam așa un gen de periuță care mă ajută nu doar să calc hăinuțele, dar și să le curățesc de puf, de blăniță. Cel mai important este că acest timer poate fi folosit nu doar pentru haine subțiri, dar putem folosi și pe cașmir, pe lână, pe orice alt gen de stofă. Dar nu mai vorbesc de draperiile care au metri, le întinzi și pur și simplu iai steamerul de la Rovus și minunea se întâmplă pe loc. De când păstrez în garderobă steamerul Rovus, mi este foarte simplu să obțin această linie și costumele se arată la fel de elegant. Acum mi-i plac pijamalele și plus la toate eu optez pentru pijamale mai sexy, pijamale de mătase. Am nevoie cred că de vreo 3 minute ca să-mi aduc în ordine pijamaua. Plus la toate că nu o să merg în garderobă să scot masa de călcat, să pun ferul de călcat, să aștept să se încălzească. Pernele, jucăriile sunt ca un depozit de praf, de bacterii, de microbi, de aceea steamerul mă ajută la fel să fac ordine în ceașafurile Melisei. La început, sincer, puneam jucăriile în congelator. Dar de când a apărut Rovus în casa noastră, este mult mai simplu.